Seara participanților și vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi. Voi încerca scurt pentru cei care nu mă cunosc și care nu au fost la ultima teleconferință să mă prezint. Sunt Irinel Gheorghe și sunt directorul general companiei Sipex, compania sa. Am 56 de ani, sunt absolvent al Facultății de Știință și Ingineria Materialelor și al Institutului Național de Administrație Publică. Anul ăsta a fost pentru mine un an aniversar atât din ceea ce privește absolvirea facultății, pentru că m-am întâlnit cu colegii mei după 30 de ani la absolvirea primei facultăți și am aniversat și 25 de ani de la înființarea companiei noastre. Voi încerca să vă fac o scurtă prezentare a rezultatelor companiei după primele 9 luni și o să rog pe Daniela să ne șerească puțin câteva slide-uri. Sipex, așa cum v-am spus, în septembrie 2022 a celebrat 25 de ani de la înființare. Iunie 2022 am reușit listarea la Bursa de Valori, Piața Aero. Aveți în slide-ul ăsta modelul nostru integrat de business. Sipex se ocupă cu distribuția, importul și producția de materiale pentru construcții. Avem în strategia noastră, ca și, să spunem, direcție foarte importantă, prestările de servicii și nu mă refer aici doar la consultanța tehnică care e trecută în acest slide, ci și la întocmirea unor oferte, ajutorul pe care îl dăm beneficiarilor noștri în întocmirea la rândul lor a ofertelor către clienții finali. Și avem în componenta noastră de business cele 12 laboratoare de colorare, unde noi mixăm, colorăm produsele umede. Și o să vă spun mai târziu despre ultima investiție pe care am făcut-o în depozitul din Pantelimon, unde am reușit finalizarea unui laborator nou și achiziția unui sistem de colorare performant. Aveți aici o prezentare a ceea ce suntem noi astăzi, 12 centre logistice, 191 de autovehicule, vă spuneam, 12 laboratoare de colorare, echipă tehnică, și un accent pe care îl punem din ce în ce mai mult pe ce înseamnă digitalizarea tuturor proceselor din cadrul companiei noastre. Și aici pot să vă reamintesc despre tabletele pe care le au la dispoziție toți colegii mei din vânzări, care activează în departamentul de vânzări. Ei preiau comenzile pe tablete, le transferă online către operatorii de facturare și în felul ăsta se scurtează foarte rapid timpul de pregătire a comenzilor, dar nu numai asta. Avem de asemenea introdus un sistem de transmitere a unor SMS-uri, Bull SMS se numește, prin care toți partenerii noștri primesc mesaje legate de statusul livrării comenzilor pe care ei le-au lansat către noi. Avem două platforme online. Una este destinată canalului business-to-business, unde partenerii noștri cu un username și cu o parolă pot să intre și să vadă acolo soldurile, să-și vadă setate prețurile pe proiecte, să-și vadă statusul livrării comenzilor și, bineînțeles, soldurile, ce mai au de plată, care este limita de credit pe care pot să folosească și toate informațiile astea. Și am lansat, așa cum vă spuneam data trecută, un magazin nou, un magazin online, într-o formă
să spunem, mai prietenoasă cu utilizatorii. Centrele noastre logistice sunt, le aveți pe ecran în momentul ăsta. Față de data trecută, când vă anunțam relocarea unor puncte de lucru, am reușit finalizarea relocării punctului de lucru din Iași, într-un spațiu care, să spunem, este adecvat în momentul ăsta pachetului nostru de produse, în sensul că pe lângă suprafața de depozitare din interior, are și o platformă mai generoasă decât în vechiul spațiu, platformă de 4.000 de metri pătrați. Și asta și căutăm, pentru că avem această nevoie de platforme exterioare pe care să ne desfășurăm, să spunem, ca și strategie business-ul nostru. Aveți prezentate aici cele trei canale de vânzare pe care ne concentrăm. Vorbim despre retailul tradițional, aprovizionarea magazinelor din retailul tradițional, altele decât cele de DIY. Asta se face cu o echipă dedicată, cu o echipă de vânzări dedicată, organizată în agenți de vânzări șef de divizie și director național de vânzări dedicat canalului de retail tradițional, care are, acest director are și echipa lui are în subordine și magazinul online de care vă spuneam mai devreme. Și al treilea canal de vânzare este canalul Business to Business, un canal pe care eu doresc să îl dezvolt în continuare și eu văd ca și o avem în pachetul nostru de strategic, că Business to Business, canalul ăsta trebuie să crească în continuare și 2022, anul ăsta, mi-a demonstrat că asta este drumul pe care trebuie să mergem, dezvoltarea în continuare a canalului de business to business. O să vă spun că facem pași în fiecare zi în dezvoltarea acestui canal, de la identificarea unor produse care se poată fi aplicat mecanizat și până la serviciile pe care noi, împreună cu furnizorii noștri, le putem da acestui canal. Și vorbim aici de transport, de plase pentru fațadă, de toate lucrurile care compun acest pachet de servicii. Aveți în față rezultatele la luni. Mulți dintre dumneavoastră ne-am întâlnit, mulți dintre dumneavoastră ne-am întâlnit și în teleconferința, în ultima teleconferință. Ce vedem aici? Vedem că față de 2021 cifra de afaceri crește, ajunge la 227 de milioane, cu 14,7%, iar profitul net crește cu 40,34% și ajunge la 11,56. Aveți și o împărțire pe canale mai jos, cu, o să vedem probabil în slide-urile următoare, cu o creștere în, dar era de așteptat, în numai secundă, să rămânem pe canale cu o creștere în magazinul online și e normal, dar acest magazin online, așa cum v-am spus și data trecută, are nu doar rolul de a fi un punct de vânzare, să-i spunem, dar are un rol de ancoră, pentru că aici trebuie să ținem cont de restricțiile pe care noi le avem sau de condiționările pe care le avem date de caracteristicile produselor pe care le vindem și aici mă refer la dimensiunea tipice, la greutăți, la posibilități de accesare a anumitor zone cu restricție, dar în continuare investim în acest magazin și în acest mod de vânzare online, dar el pentru materiale de construcție un pic diferit față de ce se întâmplă în restul, pentru restul produselor. Trecem mai departe și pentru rezultatele financiare o să rog puțin pe colegul meu care este prezent aici, pe care l-ați cunoscut și data trecută, este Costin Gheorghe, directorul financiar al companiei noastre și e un om și prieten și coleg care e alături de mine de peste 18 ani. Costin, te rog dacă vrei să prezinți câteva din rezultatele financiare și după aia revin eu. Mulțumesc! Bună seara tuturor invitaților!
M-a prezentat el mai devreme, cum a spus și el, sunt director economic, sunt de 18 ani în echipa SIPEX. Ce puteți vedea pe ecran sunt rezultate frumoase, pentru că noi am încercat în această perioadă să gestionăm foarte bine toate dificultățile întâmpinate și am obținut un profit record de 11,56 milioane de lei. Cifra de afaceri, în primul rând, ea are la bază creșterea veniturilor pe fiecare canal, așa cum ați putut vedea mai devreme. Creșterea este de 14,72% față de aceeași perioadă a anului precedent. Și rezultatul din exploatare, normal că a avut o creștere de importantă de 38,2% cu 38,2% față de aceeași perioadă a anului precedent. Uitându-ne la cheltuieli, principalele cheltuieli sunt cheltuielile privind mărfurile. Ele au crescut în primele 9 luni cu 12,3% față de aceeași perioadă a anului precedent. Evident, având la bază creșterea cifrei de afaceri. Cheltuielile de exploatare, am spus că au crescut cu 14,67% și profitul, cum ați văzut și la început, încercăm în fiecare trimestru să ne îndeplinim obiectivele, el a crescut cu 40,34% față de aceeași perioadă a anului trecut. Evident că toate lucrurile acestea au la bază o bună disciplină financiară. Noi tot timpul urmărind încasarea la timp a tuturor facturilor, o gestionare corectă a stocurilor, o analiză riguroasă a limitelor de credit pentru fiecare partener, care are la bază indicatorii financiare ai fiecărui partener. Semnarea, evident, a contractelor cu fiecare partener, în contract având și o clauză de garantare, semnând și un fideiusor, un instrument de plată avalizat, și mai mult decât atât avem un mecanism bine pus la punct care blochează partenerii care au termenul de plată depășit sau limita de credit. Cam atât în ceea ce privește rezultatele financiare. Aici puteți vedea creșterea pe fiecare canal de vânzare, retail, business to business și în online. Lansarea magazinului online, în primul rând, având un format mult mai prietenos, a generat și cea mai mare creștere. După care canalul de B2B, unde noi ne concentrăm foarte mult și ne dorim o creștere foarte mare și o creștere mai mică în retail-ul tradițional. Referitor la indicatorii de lichiditate, după cum se poate vedea, toți indicatorii de lichiditate se situează în intervalul optim recomandat. Referitor la lichiditatea curentă, unde reflectă capacitatea societății de a îndeplini plata tuturor datoriilor pe termen scurt, observăm o creștere. Evident, în aceeași linie este și indicatorul de lichiditate imediată. Solvabilitatea financiară și acest indicatorul de solvabilitate financiară se situează în intervalul optim recomandat, el este în creștere și reflectă capacitatea societății de a-și plăti toate datoriile. Referitor la indicatorul gradului de îndatorare, este în scădere, având în vedere că societatea și-a achitat datoriile privind creditele de investiții și totodată și datoriile pe care le-a avut la contractele de leasing.
Cam atât referitor la indicatorii de lichiditate, iar aici putem vedea creșterea activelor circulante, care au crescut cu 54,52% față de începutul anului. Ponderea cea mai mare în activele circulante o constituie stocurile, care au crescut cu 39,11% față de începutul anului și, bineînțeles, creanțele comerciale fiind în strânsă legătură cu creșterea cifrei de afaceri. Și datoriile înregistrează o creștere, aici având o creștere de, după cum se poate vedea, de 51,13%. Și un alt indicator foarte important, putem vedea capitalurile proprii, care au crescut de la 46 de milioane la 62,17 milioane, evident aici contribuind atât profitul obținut, cât și creșterea stocurilor și a creanțelor. Acestea sunt principalele elemente ale bilanțului. Dacă mai sunt întrebări, o să răspund în următoarea parte a teleconferinței. Da. Mulțumesc, Costin. Aici, sigur că aveți o, ce înseamnă strategia de dezvoltare a companiei, am mai vorbit despre ea, are trei direcții principale, diversificarea portofoliului, digitalizare și v-am spus câteva lucruri și achiziții și fuziuni. Planurile imediate înseamnă relocarea depozitului din Cluj, deschiderea unui depozit nou în București, ar fi al treilea, și așa cum am, cred că am spus și data trecută, tatonăm și încercăm să înțelegem foarte bine ce se întâmplă într-o zonă pe care noi nu o acoperim și ne-am dorit să o acoperim, dar ar fi bine să o înțelegem prima dată. Ea este zona formată din județele Tulcea și Constanța. Sigur că toate astea se fac sau le gândim să le facem iarăși consecvent principiilor pe care le avem de la înființare, fără totuși să ne expunem riscuri, mai ales că trece dintr-o perioadă ciudată în care nu există predictibilitate, dar până în momentul ăsta cred că am reușit să înțelegem care ar fi, să spunem, zona noastră de siguranță. Și mai mult decât atât, probabil că faptul că am reușit în ăștia 25 de ani să căpătăm experiență în ceea ce facem, ne dă totuși siguranța că vom avea, să spunem, un parcurs bun. Eu m-aș opri aici dacă sunt întrebări pentru mine, pentru Costin, aș vrea să le ascultăm, pentru că eu cred că asta este important. Îl salut pe domnul Popa, cu care ne-am văzut și ieri, la cele două întâlniri, la cele două adunări generale pe care le-am făcut. Îi mulțumesc pentru feedback-ul pe care mi l-a transmis și din punctul meu de vedere sunt lucruri pe care eu mi-aș dori să le învăț de la dumneavoastră ca și investitori, pentru că dumneavoastră urmăriți niște lucruri, eu știu ce trebuie să fac în business-ul pe care l-am înființat acum 25 de ani și poate că din aceste experiențe schimbate toată lumea are de câștigat. Deci aștept întrebări, Daniela, dacă sunt. Da, am primit deja întrebări în avans pe e-mail, o să le adresăm pe acestea dacă sunteți de acord și ulterior le preluăm și pe celelalte. De la domnul Marius Onaca, pe care îl văd și în call acum, o să o pun întrebarea și dacă mai are completări, îl invităm să ne
pună. Prima întrebare este cu privire la creșterea cifrei de afaceri și întreabă dacă este doar datorită creșterii prețurilor sau ați avut și o creștere a volumelor vândute față de anul trecut. Menționează dumnealui că văd variația valorică, dar nu știu volumul vândut. Da. Îi mulțumesc, domnul Ionaca, că mi-a transmis întrebarea asta. Să fiu așa foarte scurt, pentru că e întreagă discuție aici, dar ce pot să vă spun este că sunt anumite categorii de produse pentru care au crescut volumele, sunt altele pentru care volumele au scăzut, dar și un al treilea, o a treia, să spunem, influență vine din diversificarea portofoliului. Adică pot să vă spun în momentul ăsta că avem o zonă sau o categorie de produse care a crescut foarte frumos și aici mă refer la zidărie, tocmai pentru că am reușit să aducem pe zidărie, să nu vindem doar zidăria, să dau bucata de cărămidă și de cea și să aducem un pachet complementar pe care încercăm acum să-l ducem și într-o zonă de aplicare mecanizată și mă refer aici la mortare, încercând să asigurăm tencuiala pentru zidărie și mecanizat. Pot să spun că a crescut semnificativ zona de vopsitorie, tocmai pentru că cu ceva timp în urmă am semnat un contract de distribuție cu un producător local care ne-a pus la dispoziție inclusiv utilaje pentru aplicare mecanizată și suntem în niște proiecte cu acest producător de vopsitorie. Sunt alte produse sau categorii de produse care au scăzut ca și volume, dar în principal explicația pentru întrebarea domnului Maca este că este un mix. Nu neapărat au scăzut sau nu putem vorbi doar de o scădere abruptă de volume, da? Pe toate categoriile de produse și sigur că există și componenta creșterilor de preț, ele au existat. Să vedem ce se întâmplă de acum încolo, pentru că sunt tot felul de semnale în piață. Așa cum știți sau bănuiți, toți producătorii de materiale de construcții sunt întreprinderi mari, cărora până în acest moment nu s-a reglementat în niciun fel problema utilităților. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. Dacă domnul Onaca, îi mulțumesc pentru prezență, mai vrea să mă întrebe ceva? Mai avem o întrebare transmisă tot de dânsul. Da? În raport apal cheltuieli cu dobânzile de 100.000 de lei, puteți să ne spuneți de unde sunt acestea? Ce datorii purtătoare de dobânzi aveți? Păi, Costin, dacă vrei să răspund. Pot să răspund eu. Purtătoare de dobânzi, evident că este o linie de capital de lucru pe care o avem și împrumutul pe care l-a acordat Irinel când era asociat unic și care și el este purtător de dobândă. Dobânzile au crescut datorită pieței pentru că dobânda de referință a BNR a crescut și de toată lumea și roborul a crescut și el. Marja pe care o avem de la bancă nu a crescut, nu s-au modificat condițiile, însă piața a crescut și atunci în trendul creșterii dobânzilor au crescut și cheltuielile noastre. Dar dobânzile de care amintește domnul Onaca sau dobânda de care amintește este la un procent extrem de mic. Noi în momentul ăsta încercăm să folosim linia de credit pe care o avem doar pentru situații în care avem sau care pot să apară pentru plata în avans sau în categorii de produse. Pentru a securiza anumite prețuri din proiecte. O altă întrebare, tot de la domnul Onaca, este cu privire la soldul datoriei către acționarul majoritar și la ce să se aștepte în viitorul apropiat. Și era și întrebarea dacă această datorie este purtătoare de dobândă, dar a răspuns deja domnul Costin apropo de purtătoare de dobândă. Da, soldul este 7 milioane și
Nu, la asta pot să răspund eu. El rămâne în continuare în companie, pentru că niciodată nu mi-am pus problema să scot acest împrumut, cel puțin în perioada următoare, care pentru mine înseamnă, perioada următoare înseamnă 2026, când noi ne-am propus să atingem 100 de milioane de euro citare. Ok, și o ultimă întrebare din partea dumnealui. Se poate, bună seara. Am o întrebare legată aici și dacă se poate până trecem mai departe. Vroiam să întreb, am văzut că aveți cash de 15 milioane la jumătatea anului și eram curios dacă era tras ceva din linia aceea de credit, că din păcate n-am văzut în situațiile financiare astea sumar prezentate, dacă erau datorii purtătoare de dobândă trase. Am înțeles că ați rambursat și leasing-uri și credituri. Eram curios dacă din linia de credit era ceva tras acum la 30 septembrie. La 30 septembrie, în situațiile transmise, nu era tras. Linia nu. Fiind numai un ajutor pentru anumite situații punctuale, atunci, într-adevăr, era trasă. Poate că în timpul trimestrului, în august sau în iulie, apelăm la linia de credit, dar la 30 septembrie nu era. Ok, mulțumesc mult. Deci, practic, singurul credit, să-i spunem așa, la 30 septembrie este cel de la domnul Irineu. Ok, mulțumesc mult. Cere. Mai aveai, Daniela, o okay. întrebare. Da, o să continui cu următoarea întrebare și apoi putem să preluăm întrebările de la Ișvan, că am văzut că dorea să adresez o întrebare. Da. Îmi pare să fie o sezonalitate a rezultatelor, spune domnul Oneaca, pe care nu o înțelege foarte bine. Trimestrul 4 reprezintă un procent important din profitul anual în condițiile în care volumul construcțiilor se așteaptă să fie mai mic. Presupune că are legătură cu unele discounturi obținute de la furnizori, dar ar dori să-i explicați puțin mai mult. Da, ca să înțelegem foarte bine ce înseamnă această sezonabilitate, care îi se poate părea ciudată, domnul Naca, dar nu este, pentru că ei cumva este invers sezonabilității de business, ca să spun așa, sezonabilității pe care o avem pe cifra de afaceri. Dar să... Ce se întâmplă în trimestrul 4? În trimestrul 4 se cumulează mai multe bonusuri pe care noi le primim sau pe care trebuie să le primim, bonusuri pe care le semnăm odată cu semnarea contractelor comerciale. Și aici vorbim de bonusurile pentru trimestrul 4, bonusurile pentru semestrul 2 și bonusurile anuale. În cauza asta, probabil că trimestrul 4 profitabilitate versus cifră de afaceri, domnul Anacai se pare nu știu cum să mai explic, nu de neînțeles, dar ciudat. Dar cred că am explicat foarte clar ce înseamnă asta. Și este o practică pe care toți producătorii și distribuitorii o au. Pentru că, până la urmă, se plătește performanța pe niște lucruri. Iar noi anul ăsta avem un trimestru 4, dacă depinde de, sigur, depinde de ce se întâmplă în anul de decembrie. Octombrie a fost o lună foarte bună în care ne-am încadrat în indicatori. Noiembrie este o lună, până astăzi când vorbim, o lună bună. Sigur că am fost ajutați și de, să spunem, de vremea foarte bună. Pentru că, brând nebrând, constructorii și sectorul nostru economic de activitate este dependent de vreme. Dar până astăzi, rezultatele din octombrie și noiembrie sunt niște rezultate bune. Deci, în fiecare an, totuși, trimestrul 4 este un trimestru care poate să omoare o muncă pe care ai făcut-o bine timp de 9 luni sau să o păstreze la nivelul pe care tu ți-l dorești. Din cauza vremii, nu din alte motive. Ișvan,
Vroiai să adresez o întrebare puțin mai devreme? Da, bună seara. Păi, domnul Onacă, oarecum a cuprins cam toate nelămuririle și ale mele. Legat de trimestrul 4, aș mai avea așa o curiozitate, dacă cumva putem să ne așteptăm un trimestru 4 similar cum a fost și anul trecut, respectiv dacă putem să ne așteptăm la cifre mult mai bune decât cele bugetate la finalul anului, să zicem asta. Da. Pentru cifrele de afaceri, trimestrul 4 2022, atunci când am creat bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2022, care se întâmpla în octombrie, noiembrie, apropo, noi suntem în perioada asta, tocmai în munca de întocmire a bugetului pentru 2023. El respectă cumva sau a avut în vedere istoricul anilor trecuți, cum am crezut noi că se dezvoltă piața în 2022 și care erau, să spunem, influențele strategiei noastre în cifra de afaceri. Din păcate, 2022 nu a fost un an, și asta vă spuneam la început, nu a fost un an care să fie așa privit linear cum au fost ceilalți, sau nici măcar, ok, nu ceilalți, pentru că venim după 2 ani de zile de pandemie. Dar înainte de 2019. Deci, din punctul meu de vedere, trimestrul 4, ca și cifre de afaceri, trebuie să se încadreze cumva în previziunile pe care noi le-am făcut. Dacă el se va încadra în aceste previziuni, din punct de vedere al profitabilității pe care le aduce trimestrul 4, ar trebui să fie toate lucrurile în regulă. Asta vă spuneam că avem astăzi, din trimestrul 4, avem o lună jumătate. Care lună jumate arată bine. Arată bine. Sigur că, să spunem, adaptabilitatea business-ului nostru în anumite zone care s-au dezvoltat mai bine decât altele. Ați văzut acolo o zonă de creștere importantă, 30% am crescut în business to business, pentru că online este irelevant să crești de la 1.100.000 la 1.200.000 sau la 2 milioane. Dar în business to business, 33% înseamnă ceva foarte, foarte bine. Și asta este o confirmare a strategiei noastre. Ce înseamnă pentru noi business to business? Înseamnă că suntem în niște proiecte care se dezvoltă încă în România. Aici vorbim și de proiecte rezidențiale, dar și de proiecte, să spunem, industriale. Eu mă aștept în continuare, sigur, îmi doresc lucrul ăsta, dar îmi dau seama că din nou statul român face o prostie, pentru că mă aștept să se investească în continuare de foarte mulți ani, vorbesc despre proiectul ăsta de reabilitare termică a locuințelor. Uite că vine criza asta de energie și noi nu suntem pregătiți pe acest subiect. Gândiți-vă, vă spuneam data trecută, este un proiect care poate genera pe orizontală de la 20 până la 30 de miliarde de euro. Spunem aici de toată lumea care activează în sectorul ăsta, de la producătorii de termosisteme până la, nu știu, producători de tâmpărie termoizolantă, producători de țeavă, tot ce înseamnă această anvelopare corectă. Că lumea înțelege anveloparea sau reabilitarea termică doar dacă o anvelopesc cu un polistiren care, nu știu, să zicem că respectă sau nu știu de standard. Nu, nu e doar asta. Deci, dacă statul intervine peste aceste, să spunem, investiții pe care le fac privați în continuare și dă drumul la un proiect bun și bine făcut în reabilitare termică, și vă spuneam, trecem printr-o criză. Un proiect bun în reabilitare termică înseamnă reducerea costurilor locatarilor 30-35%. Cred că e ceva foarte important, dar, din păcate, nu știu cum se face. Că, deși există bani în programul național de reziliență, există bani prevăzuți pentru reabilitare, noi încă n-am început. Pe când alte state au început agresiv. Am vizitat două dintre ele și vă spun că în Italia și în Grecia, culmea în Grecia, se investește masiv în zona asta de reabilitare termică. Noi n-am investit, deși suntem la
12%. Deci din reabilitarea termică a întregilor, să spunem, și aici mă refer doar la locuințele multietajate, a tuturor blocurilor din România, noi am reușit să facem 12-12,5%. Sunt blocuri vechi, unde energia termică sau transferul de energie se face foarte ușor, pentru că tâmplăria este de o proastă calitate, unde nu există anvelopare, și atunci îmi pare rău. Deci răspunsul domnului Ișman ar fi că mă aștept să fie un trimestru 4 bun, care ar putea fi mai bun, ar fi putut fi mai bun, dacă proiectele finanțate de stat, prin diferite sisteme de finanțare, chiar PNRR-ul, ar fi început. Probabil că vom începe, dar vom începe iarăși, cum s-au făcut în atâția ani, am experiența reabilitării tehnice de 15 ani, de când a început în România. De fiecare dată proiectele astea finanțate de BEI, de consilii locale, de consiliile nu știu care, au început iarna. Sau, într-un mod, nu. 80% au început iarna. Iarna, când regimul termic este impropriu aplicării unor produse umede. Impropriu. Dar noi începem iarna și le facem. Să se vezi piele pe blocuri, că se aplică adeziv, masă de șpatlu, și o să vedem, sau și tencuială decorativă, și o să vedem după un an de zile cum arată, cum arată aceste fațade de bloc. Dar asta este. Sperăm să reușim să facem și ceva bine. Da, mulțumesc pentru răspuns. Tot în această linie, dacă îmi permiteți, că tot ați adus vorba legat de PNRR și de legislație. Știu că dumneavoastră parcă erați și printre conducătorii patronatului în construcții sau ceva în această linie. Da, sunt. Am un rol, zic eu, activ. Acum, sigur că toată lumea ne privește după niște rezultate care, dar ce pot eu vă spun, că și în PSC, care înseamnă Patronatul Societăților din Construcții, dar și în FPSC, care înseamnă Federația Patronatelor Societăților din Construcții, facem săptămânal sute de interpelări, sute de interpelări către toate organismele care, să spunem, la un moment dat pot să decidă niște lucruri. Mai rămâne să fim și băgați în seamă. Am înțeles. Deci e chestiune de răbdare. Da, e o chestiune de răbdare. Exact. Da. E o chestiune de răbdare. Uitați-vă ce se întâmplă acum, pentru că, știți, paradoxul este următorul. România trebuie să cheltuiască niște bani, că trebuie să-i cheltuiască în infrastructură rutieră, spitalicească, școlară, reabilitare termică. Dar România, în sectorul ăsta, are un deficit de 300.000 de oameni, 350.000 de oameni, pe care noi nu îi avem. Dacă mâine ar începe toate proiectele astea, noi nu avem cu cine să facem. Iar la PNRR, dacă n-ai făcut banii ce s-au luat, adică nu-i mai vezi niciodată, în celelalte programe de finanțare trebuie să plătești penalități, o călță de penalități. Și nu avem oameni ăștia. Și în contextul ăsta, pentru statul a redus limita de acordare a facilităților de fiscale pentru construcții și pentru producătorii care au codurile care să vă bărantă să faci. Să vedem. Să vedem cu cine putem face. Pentru că teama mea cea mai mare vine de aici. De la lipsa retenției personalului și de la lipsa. Lipsa efectivă a oamenilor cu care să faci proiecte. Asta este una din temele mele pentru anii viitori. Atât. Ok. Vă mulțumesc. Mersi. Să ne oprim. Pot să vă asigur pe fiecare dintre noastră că ați avut în slide-ul pe care, ultimul slide pe care vi l-a prezentat Daniela, contactul meu. Eu sunt un om care vreau să învăț în fiecare zi de la cei cu care sunt într-o legătură, fie de parteneria, fie pur și simplu de informare. Aștept orice întrebare, răspund la ea, n-am nicio problemă în sensul ăsta. Doar vreau să vă spun că să aveți încredere în ceea ce facem în SITEX. Poate că nu suntem noi cea mai vizibilă și poate că, nu știu, rezultatele de pe bursă nu au fost cele pe care toți partenerii mei, investitorii noi, și le-au dorit, dar noi avem un drum al nostru, e
mai lung și mi-aș dori ca să înțelegeți treaba asta și să fiți alături de noi. Vă mulțumesc celor care au fost prezenți în seara asta și în continuare mesajul meu este ăsta, rămânem în contact. Pe orice, nu știu, nelămurire, întrebare, sfat, informații, suntem deschiși și eu și Costin.